Generația Z. Nativii digitali se dau pe radio. Salut, suntem Generația Z. Eu sunt Andreea Zaharia. Și eu sunt Gabriel Neagu. Iar tu ești pe București FM. În seara asta avem un sărbătorit la mulți ani Radio România. Avem discuții cu studenții, facts și o să vă luăm cu noi pentru a afla inside-uri din universul unui jurnalist. Bună dimineața, este salutul preferat al invitatului nostru din seara aceasta. Coener Munteanu. Dacă asculti București FM între orele 6 și 10 dimineața, vocea lui deja ți este cunoscută pentru că este morning host la matinalul de pe post. Bună dimineața, București! Coener a terminat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării în vara anului 2024 și, ca fun fact, a făcut parte din prima serie care a prezentat emisiunea Generația Z, pe care tu chiar în acest moment o asculti. În seara asta ciocnim un pahar pentru radio, nu prea mare totuși, ca să putem să-i adresăm întrebări destul de coerente lui Cornel. Cornel, bună seara! Bună seara, bună seara! Cum ești, cum e atmosfera? Cum să fie? Să știți, de fapt, că sunt mult mai emoționat decât m-aș fi așteptat. Mi se pare că generația Z are o altă energie, nu știu, față de celelalte emisiuni pe care am fost. Sunt aici trup și suflet de fiecare dată și sunt cu emoții, adică, nu știu, chiar mă gândeam, mă rog, nu e bine neapărat ceea ce zic acum, vorbeam cu Andra înainte, că avem intervenție la matinal, nu știu, strigă după mine, Cornel, 20 de secunde, hai, intră în studio și e ok, avem timp. În schimb aici, cu 5 minute înainte de a se da știrile, eram, Doamne, dar nu mai avem timp. Ai intrat în panică, așa ți-ai amintit exact, de... Exact. Să știi că tu ai tras greu, mie așa mi se pare, ai alergat, ai tras la plug, ca să fim așa mai artistici, ca noi să putem merge destul de liniștiți în emisiunea asta. Cum e să fii acum în postura de invitat? Să nu mai pui tu întrebările, să nu mai stai așa cu stres? Cea mai bună poziție, din punctul meu de vedere, este cea mai relaxantă, pentru că nu mai simți așa presiune. Până la urmă, cât de rău să și fie ce scos pe gură, zic. Să știi că cea mai bună meserie, sau așa să zicem, e să fii musafir. Exact, am exact. Am auzit chestia asta, de multe ori. Asta mi-am dorit și eu de când am fost mic, musafir să fiu. Toată viața, dacă s-ar putea. Toată viața, exact. Și să mai primești și bani pe lângă. Ca să furăm așa puțin startul înainte de a te bombarda cu toate curiozitățile noastre, așa, pe scurt, cum vedeai radioul înainte să intri în pâine versus acum când l-ai descoperit așa cu adevărat? O întrebare foarte bună, pentru că atunci când stăteam în mașină cu părinții și ascultam radio, chiar mă gândeam, Doamne, dar cum ajung oamenii la radio? Ce ar trebui să facă pentru a fi acolo? Nu știu câte știți despre povestea mea, cum am ajuns eu până la urmă la Facultatea de Jurnalism, dar cumva am ajuns să-mi răspund la întrebare cum ajung oamenii de fapt la radio. Dau la jurnalism și pot face ulterior meseria asta în diverse locuri, ori televiziune, ori radio, ori presă și așa mai departe. Mi se părea așa un loc foarte greu de atins, cumva. Un loc în care se spun multe povești cu voci foarte bune, din punctul meu de vedere, plus muzica care, într-adevăr, te încarcă de energie bună de cele mai multe ori. Acum, în schimb, mă bucur pur și simplu în fiecare zi să dau bună dimineața acum împreună cu Alex și Andreea și să împărtășim energia bună, să fim noi cei care îi trezesc pe oamenii din mașini sau de unde ascultă ei, poate acasă, radio de acasă și așa mai departe. Uite, ca să știe și ascultătorii noștri cum a ajuns Cornel la această facultate, cum este acum practic la matinal și l-auziți în fiecare dimineață, pentru mine cel puțin a fost last minute decision să fiu la FJSC, știi? Nu a fost... Gândit toată viața, nu ascultam radio și am zis vreau eu să fiu vocea aia, am stat așa un pic și am chipzuit înainte. De unde a plecat dorința de a fi jurnalist? În afară de, bineînțeles, ascultăm radio și zicem, pot să fiu și o rebelă de la radio, știi? Da, mi-a plăcut foarte mult filmul acela, foarte mult, mi-a făcut copilăria într-adevăr și chiar mă gândeam, adică am primit de foarte multe ori comparația cu rebela de la radio, da, eu sunt acum rebela de la radio, ce pot să spun? Ideea este că eu mi-am dorit toată viața să fac muzică, mi-am dorit să fiu artist, mi-am dat seama cu timpul că nu prea am știut de fapt ceea ce mi-am dorit. Mi s-a schimbat cumva percepția chiar anul acesta, în continuare îmi doresc să fac muzică, în continuare îmi doresc să cânt, să am concerte, să am muzică pe care să o produc și așa mai departe, dar într-adevăr momentan nu simt că sunt în punctul acela. Nu zic că nu o să fie cândva, dar mai avem de lucru. Oricum, toate sunt spre bine. Ideea este că am fost la un concurs de talente, la un show de talente, unde am cântat, nu am trecut mai departe, iar în ziua aia am zis, ok, eu în continuare vreau să fac muzică, dar vreau să fac altfel. În momentul în care am ajuns la show-ul respectiv,
mi-am dat seama că, de fapt, eu mă concentram foarte mult pe alte lucruri. Eram, Doamne, dar sunt cu oamenii aceștia în același episod și încercam așa să-mi dau seama, el ce personaj el este, el ce face de fapt, tot felul de lucruri din astea. Și mă gândeam că poate, de fapt, am și alte trăsături pe care le pot exploata mai degrabă. Inițial voiam să dau la conservator, apoi am ales să dau la jurnalism, pentru că mi s-a părut că pot să ajung cumva într-o lume în care, într-adevăr, să-mi fac vocea cumva auzită. Și așa s-a întâmplat ca ulterior să ajung astăzi aici. Chiar dacă e o meserie care se vede că îți place și o faci extrem de bine. Și te-ai mulat așa pe acest drum, ai simțit vreodată că nu-ți mai găsești locul în nimic, nici în radio, nici în presă scrisă? Cumva ai fost așa într-un moment mai rebel al vieții? Că nu mi-am găsit locul, nu neapărat, că au fost momente dificile, în schimb, cu siguranță, foarte multe. Neașteptat de multe inițial, nu mă gândeam că să faci ceea ce îți place, să te duci cu bucurie și să în fiecare zi, în locul pe care îl faci, îți poate aduce cumva și multe provocări pe plan personal, să zic, sau să ai foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolvi cumva. Au venit din toate părțile provocările respective, dar în timp am ajuns cumva să le manageriez astfel încât să-mi dau seama că trebuie să faci o distinție clară între timpul cu prietenii, timpul la muncă, timpul cu tine. Și asta, într-adevăr, se învață în timp, din punctul meu de vedere. Nu este ușor, dar dacă ești mereu cu inima deschisă și, într-adevăr, îți place ceea ce faci, cred că poți ajunge să integrezi cumva în programul tău. Dar trebuie să-ți dai seama că, într-adevăr, dacă exagerezi doar într-una din anumite, din astea trei zone, e posibil ca celelalte două să aibă foarte mult de suferit. Se pierde așa echilibru și nu se mai pierde. Faci față. Exact, se pierde și ulterior ajungi chiar tu să resimți că ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă. Uite, spre exemplu, ești numai cu prietenii, încep să-ți dai seama că trebuie, de fapt, să mai ai timp și pentru tine sau să lucrezi, să te dezvolți, pentru că, până la urmă, după ce termini școala, facultatea, da, aici ajungem. Și cu cât faci mai devreme, cu atât cred că este mai bine, din punctul meu de vedere. Să te apuci așa în avans, să îți pui viața în ordine. Da. Chiar simt că te ajută foarte mult să fii deschis și să-ți asculți foarte mult intuiția, cred. Cred că ăsta este cuvântul cheie, pentru că simt că momentul acela de la show-ul de talent de care vă ziceam mai devreme, cumva nu m-a îndepărtat de la drumul pe care mi l-am dorit, ci pur și simplu mi-a arătat o cale mult mai frumoasă. Ne-ai zis de parcursul tău și că, de fapt, ai vrut să fii cântăreț, să evați-vă bilete, că poate într-o zi o să prindeți loc în primul rând la Corel. Da. O să ne cânte live câteodată la matinal, așa. E, vezi că mai cânt, e într-adevăr special. Ideea este că atunci când cânti, într-adevăr, trebuie să ai și tonalitatea potrivită. Ceea ce mai fac eu prin matinal câteodată, nu pot să zic neapărat că este prea mult cântat. E greu dimineața. E un plus. E un demo. Da, nu că la demo, dacă este halul ăsta, nu mai trece, mai departe, da. E o joacă, să zic. Ne-ai zis de drum de radio și vreau să te întreb, ce are radio-ul special pentru tine față de alte ale jurnalismului? Măi, pentru mine radio simt că a fost punctul de dezvoltare maximă din foarte multe puncte de vedere. Simt că m-a ajutat să fiu persoana care sunt astăzi. Fără nicio glumă, pur și simplu tot ceea ce s-a întâmplat aici, echipa din care am făcut parte, oamenii pe care am întâlnit și modul în care mi-au vorbit și m-au ajutat de fiecare dată să fiu mai bun, m-au îndreptat spre a face lucrurile mult mai bine, să fac cumva performanță în direcția asta pentru punctul în care sunt până la urmă. Nu consider neapărat că am avut eu ceva mai special sau așa, pur și simplu simt că mi-am dorit foarte mult și oamenii din jurul meu au văzut asta și au încercat și ei să mă ajute așa cum au putut. Din punctul meu de vedere, eu chiar simt că m-am deschis destul de greu la microfon, adică și parcursul meu inițial în generația Z, emisiunile erau înregistrate,
trecerea la emisiune live a fost șocul vieții, eram doamne, da, efectiv, nu știu, parcă nu aveam neapărat o problemă să vorbesc, să zic, dar când se aprindea becul, zic, gata, s-a oprit tot, nu mai funcționează nimic, dar în timp lucrurile s-au așezat și mi-am dat seama că nu este chiar atât de greu. Trebuie pur și simplu să te simți în largul tău, asta, să te scapi de emoțiile respective. Și activat în radio din 2022, te vedea și în alte aiele jeunesc, nu știu, TV, păi să scrii, să... În TV mi-ar plăcea, am și început să activez, dar într-adevăr îmi folosesc momentan doar vocea. Ceea ce, în schimb, vreau să menționez este că îmi place foarte mult zona de entertainment și de asta am spus că atunci când eram mic și ziceam eu că vreau să fiu artist, de fapt, mie îmi plăcea foarte mult zona de artist de ceea ce vedeam eu la televizor, da? Că îi vedeam pe oamenii respectiv la diverse emisiuni, că le prezentau, că erau invitați și cumva în mintea mea faptul că știi să cânți și faptul că ajungi la o emisiune la televizor sau la radio erau cumva legate și mi-am dat seama că nu e chiar așa și că pot să faci asta și altfel. Dar, într-adevăr, simt că muzica este cea care mi-a creat acest parcurs și nu vreau să o las. Ne-ai zis că în spate i-ai atras de ceea ce vedeai la televizor, dar că, în realitate, viața unui om în zona aceasta nu este doar ceea ce se vede. Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine la începutul drumului tău în radio? Să scap de emoții, cred. Cred că asta a fost lucrul cel mai greu și faptul că am căutat permanent validare. Simt că, de fapt, trebuie să-ți oferi tu singur faptul că ești suficient de bun tocmai pentru a aduce asta în jurul tău și de la ceilalți oameni. Dacă te poziționezi într-un mod în care atragi lucruri negative, ți se vor perpetua asta în parcurs, se vor perpetua în parcursul tău. În schimb, dacă începi să fii mult mai stăpân pe tine, oamenii vor vedea asta, vor aprecia și poate comentariile pe care ți le vor face nu vor fi cu un anumit ton care să te supere, ci tocmai vei vedea tu o altă perspectivă care să te ajute să performezi, nu neapărat să te încurce. Te-ai lăsat vreodată afectat de comentariile pe care le-ai primit? Au fost multe momente, într-adevăr, cel puțin la început, în care eram terminat, mă gândeam, doamne, deci nu se poate, n-o să pot să fac asta și nu înțelegeam de ce n-aș putea să fac asta, pentru că simțeam așa că am multe din datele necesare pentru un post de acest tip, numai că fiecare virgulă cumva o vedeam ca pe o catastrofă și mi-era foarte greu să trec peste ea. Dar cu timpul și cu experiența, lucrurile au început să spună cuvântul și să prind și eu mai multă încredere în mine, dar nu simt că am prins mai multă încredere în mine doar pe zona de jurnalism, ci pur și simplu personal. Într-adevăr, a fost și trecerea asta de la viața de adolescent la cea de tânăr adult, în care, într-adevăr, dai de foarte multe experiențe și începi să te cunoști mai bine, dar pentru mine radioul a fost cel care a ajutat foarte, foarte mult. Și ai zis că acest becoșu ți-a dat niște emoții. Da. Poți să ne spui ce... Bine, încă-mi dă. Am uitat să menționez asta. Am zis că am venit și la voi cu emoții și de dimineață, să știți că sunt emoții în continuare, pentru că, într-adevăr, vorbești în fața oamenilor și se simte o altă energie. Nu ai cum să scapi de emoțiile de la microfon, din punctul meu de vedere, numai că diferă modul în care le gestionezi. Trebuie să fie pozitive. Trebuie să fie pozitive, exact. Te gândești vreodată când ieși la matinal, de exemplu, și se aprinde becul roșu, Doamne, ce o să zică lumea? Ce sentimente ai? Am avut foarte mult timp problema asta, nu neapărat pe matinal. Din momentul în care am început să fac matinalul, tocmai mi se pare că faptul că am scăpat de ce o să spună lumea m-a adus în punctul în care să pot să fac matinalul. Pentru că până în momentul acela, într-adevăr, stăteam și îmi gândeam foarte mult, cumva fără să-mi dau seama. Adică nu îmi făceam neapărat tot discursul în cap și eram așa, trebuie să punctez fiecare cuvânt. Nu, ok, nu asta. Ce făceam, în schimb, era faptul că eram foarte stresat să nu zic ceva greșit. Și
mi-am dat seama că de fapt lucrurile care poate ți se par ție greșite s-ar putea să îți facă ție show-ul, de fapt. Și e totul subiectiv până la urmă, că ce mi se pare mie greșit, poate pentru altul nu e. Care a fost cea mai mare gafă pe care ai spus-o în direct? Asta chiar sunt și eu curioasă că... Multe! Sigur, au fost. Nu țin minte una anume, dar... Ce a spus domnul producător? Secret, dar pot să-ți spun că la câte gafe există în lumea asta și sigur facem la început, n-avem noi toată emisiunea în generația Z, să spunem. Da, mai... Să-ți cu vederea, se poate scrie. În schimb, pot să le menționez pe cele de la știri. Acolo a fost într-adevăr show, pentru că eu am zis de la început că mie știrile mi se pare că trebuie să ai o anumită prezență. O alură. Nu zic neapărat, că unii au spus că mă potrivesc acolo și ca timbralitate, dar și așa ca prezență. Mamă, un mic secret, da. Am urât dintotdeauna să mi se spună că sunt serios. Toată lumea mi-a spus aici că sunt serios și mi-am dat seama că într-adevăr trebuie să fac ceva să schimb asta, pentru că eu mereu am apreciat oamenii care vin cu zâmbetul pe buze, care te pot face să râzi și nu voiam să fiu ăla serios. Asta așa ca paranteză. Dacă nu ți se spune să rămână sau da. Bună seara, domnule, nu ești chiar atât de serios, să știi. Da. Am primit știri. Ideea este că pe știri creativitatea mea se ducea în foarte multe direcții și mai venea să râd. Am râs la un moment dat destul de mult pentru că am greșit un cuvânt, dar mi s-a părut atât de amuzant modul în care am spus cuvântul ăla încât nu m-am putut abține. Norocul meu a fost că urma un insert, adică practic o înregistrare cu vocea unei persoane importante care își dă cu părerea despre subiectul respectiv, are expertiză în domeniu și așa mai departe, sau, mă rog, oameni care vin în completare, reporteri și alte persoane din instituție. Și eu am prezentat persoana respectivă, importantă, și în loc de francofon am zis francofonă sau ceva de genul, dar a fost atât de amuzant. N-am putut să mă abțin, noroc că a fost prefinalul jurnalului cumva și, mă rog, am putut să mă reglez cât de cât, să zic, mai sărea așa puțin vocea, se mai ducea pe o știre puțin mai în sus, după o lua iar în jos, dar e ok. M-am înțeles că nu s-a simțit atât de rău, ceea ce este bine. Și nu te-a demoralizat până la urmă, că dacă era la începutul jurnalului, a plecat cu stângul. Da. Într-adevăr, când s-a întâmplat asta deja și eu simt că am devenit mult mai relaxat cumva. Cred că dacă mi s-ar fi întâmplat în prima săptămână, eram leșinat. Nu mă mai exploatează aici din studio. Vreau să cânt înapoi, nu mai. Dar nu mai zic că, mă rog, așa. Da, e ok. Am trecut prin multe experiențe, dar cumva experiențele astea au farmecul lor în tot ceea ce înseamnă radio și nu doar radio, în ceea ce faci de zi cu zi, în activitatea ta profesională. Am discutat până acum de toată partea asta introductivă, cu cum ai ales să fii jurnalist, cum ai ajuns aici. Păi, cum să... Până acum te-am pe exact, până acum a fost așa puțin moment artistic dedicat lui Cornel, așa, știi? Mulțumesc, îmi place. Pentru dictatorul așa. Nostru, cum ar veni dacă ne toarcem în comunism, auzit? Știi? Ați auzit? M-a făcut dictator. Deci, de dimineață sunt președinte. Exact. Seara am ajuns dictator, e că ceva. Că tot nu-ți place ție să fii serios, da, gata. Da, da, exact. Ca să discutăm așa puțin de matinal, că e greu până la urmă cu matinalul și sunt super curioasă cum arată o zi din viața lui Cornel atunci când are ediție de matinal pe București FM. Ok, o să aleg varianta simplă în care într-adevăr sunt aici la matinal și atât, da? Mă trezesc de dimineață la ora 4:30. Târziu, gata. Da, ideea este că matinalul începe la 6, da? Ceea ce înseamnă că noi oricum trebuie să fim aici cu ceva minute înainte pentru a ne asigura, în primul rând, că ne-am trezit. În al doilea rând, să mai faci și tu, să mai prinzi energie, pentru că până la urmă, după ce ești trezit din pat, nu poți să vii direct să explodezi. Dar mai facem și noi glume între noi, ne mai relaxăm puțin și după intrăm live. Da, mă rog, după ce mă trezesc, mă pregătesc, mă spăl și eu... După... Păi de ce? M-au întrebat rutina mea, da? Nu le zic acum tot ceea ce fac de dimineață, dar în principal fața. Și... Chiar dacă nu se vede că suntem la radio, știi, da? Așa da, pentru nu, noi. Păi ce, n-avem social media, n-avem telefoane, trebuie și acolo să fim prezenți. București FM. Așa, și... După ce îmi termină rutina, o iau tiptil către metrou. Fac drumul cu metrou până aici, aproape de radio, sunt două stații în apropiere, eu aleg pe cea mai aproape de mine, evident, nu știu de ce am făcut această mențiune. Anyway, și după
Iar tiptil, tiptil până la radio și după cafeaua, cafeaua neapărat mereu în fiecare dimineață. Dacă simt așa că totuși am suficient energie, ciocolată cu lapte, bună și ea. Irish, da, Irish din ăsta, mă rog, făcut la aparat. Așa mai... Gândiți, da, da, că trebuie până la urmă să fie totul ok. Câte cafele bei dimineața? Una, nu. Nu, una. Da, nu mă bag la 10. Nu, am mai auzit păreri de-astea că, a, nu, că beau 3, 4, 5, 6, Doamne ferește. E suficientă una și așa. Am fost la medicina muncii și mi-a zis că am 15 tensiunea, dar am zis că mor. Dar nu, de fapt a fost greșeală de la el, nu de la mine. Că eu sunt sigur că am fost sănătos pentru că după... După mi-am luat și eu aparat, evident că m-am speriat. Mi-a făcut trimitere direct la medicul de familie ca să-mi facă trimitere la alt medic, na? Și după am văzut că într-adevăr era numai 12, 11, 13. Erai bine, erai relaxat. Da, și aia, și aia mare era bine, și aia mai era bine, era totul în regulă pe tensiune. Uite, da. E interesant că bei doar o cafea, nu știu cum reziști, eu beau și 4-5 pe zi. Nu, că doar la prânz. A, am uitat, stai că eu m-am oprit la matinal. Da, după matinal plecăm spre casă, ne culcăm puțin. De fapt, nu mai avem niște lucruri de rezolvat tot pentru emisiune, pentru radio, apoi, într-adevăr, îmi fac siesta. Este preferata mea. După merg la sală și apoi, evident, îmi fac vocalizele și încep să cânt. Sau ies cu prietenii, mă relaxez, mă uit pe YouTube, la un film sau așa mai departe pe rețele de streaming. În general YouTube în ultima perioadă. Am început să mănânc cu niște creatori de conținut care au început să-mi placă mai mult decât m-aș fi așteptat la început. Uite, o întrebare așa mai amuzantă, ca să aflăm puține inside-uri, să vedem așa afinitățile. Dacă, de exemplu, n-ai putea să ajungi la emisiune la matinal, nu te-ai trezit sau... Intră pe telefon, ce-am nebunit. Ești, deci nu aș pe nimeni. Ești determinat să intri. Nu, glumesc. Sper să nu se întâmple asta. Am avut, într-adevăr, la un moment dat emoții cu știrile. M-am trezit foarte târziu. Când eram pe știri, aveam primul buletin la 7, apoi jurnalul la 8 și la 9 iar un buletin de 3 minute și într-adevăr mă trezim pe la 6.25, 6.30, ceva de genul. Mamă, am zis că nu e adevărat, mi-am dat comandă imediat de mașină să vină să mă ducă spre radio și am urcat în mașină și am zis direct la cât ajungem când râzi sigur. Mi-a zis că la 7:02, am zis nu se poate așa ceva. Mi-am sunat colegii de la știri și am zis știți, nu mă înjurați. Eu nu ajung astăzi. Nu cred că se întâmplă, cel puțin 7-le acum, mă rog, că după na, îmi reveneam. Dar când a auzit șoferul meu, să-i dea Dumnezeu sănătate, deci am făcut slalom. Deci m-am ajuns la, nu știu, 7-8 minute, ceva de genul, adică foarte bine, foarte bine, că în mod normal n-aș fi fost atât de devreme aici în studio pregătit cu știrile, dar atunci am fost, m-a ajutat colegul de la știri, Sorin, atunci mi-a coborât știrile să le citesc, a fost simpatic. Domnule șofer, dacă ne ascultați pe București FM, Cornel vă mulțumește că a ajuns la muncă. I-am mulțumit și atunci, da, consistent. Uite, de exemplu, noi acum să facem așa un exercițiu imaginativ, să spunem că noi nu-ți dorim să ajungi târziu la muncă, știi? Da. Dar în caz că nu poți să vii și trebuie să pui totuși pe cineva, pe cine ai alege să țină matinalul locul tău? Păi Alex și Andreea oricum cred că s-ar descurca și fără mine. Important categorii, este să nu da. Fim toți trei în aceea situație, asta, într-adevăr, cât ghinion să ai. Da, nu, e niciodată exclus. Acum, dacă se întâmplă, știți pe cine sună. Dacă... Că am și numărul de telefon acum, pentru că am primit invitația. Da, dacă ar fi să aleg o altă persoană care să facă matinalul în locul meu, măi, o să zic Mario Soare. Dacă de ce ai încredere în Mario? Am încredere în Mario Soare. Am încredere, am încredere. Mario ține telefonul cu notificările poenite. Îl pune acolo în paranteză, așa cu caps, Cornel. Da, da, Mario, te sun. Dacă... Cornel emisiune. Cornel emisiune, da. Ai un ritual sau o superstiție înainte să intri în direct? O piatră din aia pusă în ghiozdan, știi, pietrele alea prețioase cu aduc noroc, coarț. Am brățări. Nu, uite, într-adevăr, înainte să plec de acasă de dimineață să știți că mă închin. Ceea ce, acum le-am spus alor meu să fie pe jos, să fie, Doamne. Deci copilul nostru a zis așa ceva la radio. Nu se poate face promovare la creștinism. Da, dar într-adevăr asta fac. Înainte să ies din casă de dimineață, după, mă rog, când ajung aici, da, am cristalele mele pregătite, înțeleg că ăsta ochi de tigru
galben sau ceva ar fi pentru manifestare, pentru chestii. Am mai găsit una, acum am modificat-o, era o altă pietricică galbenă, acum am luat una albă, a zis că pentru progres, pentru spiritualitate, pentru ce vorbiți. Da, sunt pregătit pe toate părțile. Și stai patul în emisie. La 6 la 10, puteți să ascultați pe QNL, da? La 6 la 10 dimineața, exact. Împreună dimineața cu Alex și Andreea. Da, de la 6 la 10 sunt acolo în emisiune cu ei, ne distrăm, facem frumos, râdem mult și, mă rog, oferim și informații serioase, evident. Acum, na, depinde... Da. Pun puțin orică între tine și Eugen, care este în spate. Da, ne ascultă. Cum ți-a pare muzica de la radio și ce ai schimbat în playlist-ul de muzică? Măi, mie mi se pare că este muzica pe care o ascultă cei mai mulți dintre oameni, ceea ce înseamnă că dacă este pe gustul celor mulți, este într-adevăr muzica căutată, muzica bună, ci îi ajută să se simtă ei bine, nu? Mie oricum, eu la gusturi muzicale am zis de fiecare dată, eu sunt mainstream, orice este mainstream, nu mă interesează genul, dacă sună bine, să fie de 10 ori pe zi, nu mă interesează. Și nu a schimbat, îmi place foarte mult, am menționat și în momentul vostru pentru social media, piesele de dimineață care într-adevăr mă încarcă cu energie, nu mă duc la club, îmi place maxim. Îmi place și Dudadu foarte mult, îmi place Bad Dreams de la Teddy Swims, extraordinar, pe care am și intrat astăzi, mi-a făcut plăcere. Și ce mai avem în continuare, dar nu vă zic acum că n-ai lăsat pe ascultători. Da, nu, nu. Deci în principiu eu nu a schimbat nimic, să știți, chiar eu sunt ok. Deci gata, nu o să fie râcă aici la final cu Eugen, cu nimeni. Ai dat-o frumos. Exact. Da. Bănuiesc că, adică am văzut că le-a pus acolo. A fost abibilit acolo. Da, le-a ales pe cele mai bune. Ca să ne întoarcem la emisiuni, pentru că emisiunile tale sunt totuși în direct și e mai greu de corectat așa când se întâmplă câte o gafă. Ce faci dacă apare ceva neașteptat? Adică un invitat nu apare sau nu s-a trezit de dimineață, să spunem, dacă e matinal. Nu cred că ni s-a întâmplat niciodată să nu ajungă deloc. Doamne ajută să nu se întâmple nici... Dar s-a întâmplat într-adevăr să nu se trezească sau așa, și am luat prin telefon sau prin Zoom. Adică am avut această posibilitate și a fost tot în regulă. Până la urmă tot am avut discuția cu ei. În rest, nu, cred că nu am avut ghinion până acum să nu vină. Au mai fost, într-adevăr, poate anulați cu o zi înainte. Și dacă a fost cu o zi înainte, asta e. Dacă nu am găsit pe altcineva, nu am avut invitat în ziua respectivă, e tot ok, ne distrăm, mai comentăm niște știri și e totul în regulă. Se găsesc soluții, deci ești pregătit. Se găsesc soluții, da. Dar cât de pregătit ești în avans, să spunem, pentru emisiune versus cât freestyle faci, propriu zis? Păi sunt pregătite subiectele despre care vom discuta, în rest tot freestyle. Adică înainte era totul foarte în detaliu așa, cel puțin pe generația Z, voiam totul să fie la virgulă, ca la carte, da. Acum, în schimb, mi-am dat seama că de fapt chiar sunt și eu spontan, pentru că inițial asta era problema mea cea mai mare, că Doamne, nu pot, dacă m-am încurcat, asta este, rămân acolo, nu. Chiar nu, și mă bucur foarte mult asta. Pentru asta cred că m-a ajutat foarte mult o colegă cu care am lucrat în generația Z, Madalina Bolache, pe care am apreciat-o foarte mult, tocmai pentru că simțeam că are fix lucrurile pe care mi le doream și eu și nu știam cum să apelez la ele. Eram, Doamne, deci mulțumesc că mă fac să râd, și cumva faptul că mă făcea să râd și să mă simt bine mă deschidea și pe mine mai mult. În timp, cu experiența și am mai lăsat așa din limitele mele mentale, ceea ce a făcut ca lucrurile să devină mai dinamice și mai pe placul meu până la urmă, pentru că nici eu nu eram neapărat încântat. Din nou v-am spus că peste tot eram domnul serios și mie nu-mi place. Bine, probabil în continuare, adică depinde că seriozitatea... Nu? E bine. Seriozitatea... Nici noi nu credem nu credem așa despre tine, să știi. Am înțeles, mulțumesc. Seriozitatea într-adevăr vine pe mai multe planuri. Într-adevăr apreciez seriozitatea din punct de vedere al muncii, adică să vii la timp, să faci toate sarcinile așa cum trebuie și să fii acolo trup și suflet, dar nu seriozitatea asta de a vorbi într-un anumit fel, de a fi apăsat de... Drept ca la armată. Exact. Da, chiar dacă vrei să-l vezi pe QNL, poți să intri pe YouTube, știi, nu? Da. Pe București FM, unde sunt toate edițiile emisiunii noastre de când a început cu QNL, că ai fost în două ediții, nu? În două grupe, nu două ediții. În două grupe, da. În două grupe am făcut 35 de episoade.
în generația Z. Deci aveți material cu Enel să mâncați dacă... Sper că țin bine minte, dar da, cred că 35. Uite, pentru că ai făcut parte din generația Z, emisiunea în care ne aflăm și noi acum, crezi că tinerii mai ascultă radio? Da, mai ascultă. Adică prietenii mei chiar mai pun și radio. Într-adevăr, trebuie să menționez, preferă să asculte muzică de pe diverse platforme destinate. Ceea ce cumva pot înțelege, pentru că deși într-adevăr la radio avem în general piesele care sunt apreciate de cei mai mulți dintre oameni, cumva controlul stă în butoanele din telefonul tău atunci când ești în mașină și poți să spui ceea ce vrei când vrei. Dar combinația asta de muzică cu vorbă mi se pare că este într-adevăr una câștigătoare. Și sunt în continuare oameni care ascultă. Probabil nu mai sunt atât de mulți ca înainte. Asta într-adevăr își iau informațiile mai degrabă de pe social media, ceea ce puțin eronat câteodată. Exact, nu știi neapărat dacă informația pe care o vezi pe o anumită platformă este într-adevăr adevărată. Păi e posibil să o iei de bună și să nu fie tocmai așa. Adică măcar dacă ne ascultă cineva care, mă, normal, nu ascultă radio și și-a informațiile din online, încercați să verificați mai mult. Adică dacă e vreun titlu din ăsta senzațional, e posibil ca acel titlu senzațional să nu fie chiar așa. Da. Uite, eu ascult radio acum poate mai mult decât ascultam înainte când eram puțin mai mică și mi se pare absolut genial cum ascultătorii devin tot mai creativi prin mesajele astea pe care poți să le dai producției de aici. Și de dimineață chiar m-am amuzat teribil când am auzit întrebarea de la matinal cu la ce crezi că se gândesc DJ-ii, știi, atunci când vorbesc la microfon. Mamă, și am văzut acolo că te gândești la însurătoare, Cornel. Deci ai fost pus exact unde trebuie. Andra, nu înțeleg de ce te uiți așa. Pentru că știi de câte ori am menționat. Am toată nunta pregătit oricum. Și au sesizat asta și ascultătorii. Și da, într-adevăr, am avut o ascultătoare care ne-a scris că eu mă gândesc la însurătoare, Andreea la carne, dacă nu mă șer, la grătar, și Alex la ștevie. La pastramă, exact, și Alex la ștevie. Mi s-a părut foarte, foarte simpatic mesajul. Mi-a plăcut mult și mi s-a părut foarte specific, într-adevăr, pentru noi. V-a citit. Da. Vă dați seama, glumesc așa cu însurătoarea. Într-adevăr, atunci când eram mic, îmi doream ca atunci când cresc la modul 25-26 de ani, gata, să fiu la casa mea. Da, mi-am dat seama că am 22 și că n-am găsit pe nimeni, dar E timp, da, eu tot încerc. 0741222202. Încerc și pe tronsonul ăsta. Scrieți deja acolo. Am încercat pe toate și trebuie și aici. Deci deja pentru chestiile astea o să-ți luăm bani, să știi. Deci dacă... Asta deja este pe măvaie, da, să fie plătită. Nu se Cornel poate. Munteanu. Bă, dar bag pariu că asta nu e cel mai ciudat mesaj pe care l-ai primit vreodată de la un ascultător. Nu, mi-a spus un ascultător la un moment dat, am apreciat foarte mult, am râs, l-am pus și la story, că, măi, cum dai tu așa informațiile, zici că ai fi un om mare. Eram... Da, mulțumesc, simpatic. Am crescut și eu. Am crescut, nu am chiar 14 ani, dar chiar... Ai buletin. Să căci mai cu Enel, așa trebuie să termin. Da, dar și-a mai zis cineva la un moment dat că... Dar ce, Cornel, e la liceu momentan, ce să gândești atât la însurătoare? Și eram... Am terminat facultatea, mulțumesc. Cornel are carne de elev, știi? Nu are carne de conducere. Am și carne de conducere, dar mai bine nu la, mă rog, asta este o altă discuție. Da, Cornel își face griji pentru ședința cu părinții. Exact. Îți dai seama. Deci abia aștept să vezi acolo. Că eu, mie astea îmi plac. Îmi place așa să văd discuțiile între oameni, să văd ce se mai întâmplă, care, ce copil și-a mai făcut. Adică cred că o să fie distracție maximă. Cred că mă pun șeful ăla la părinți. Asta îmi doresc. Am discutat anterior despre... Băi, să știi că ți se potrivește, adică ești de acolo. Cornel Muntea. Aici se întâmplă one man show, știi? Da. Am vorbit de generația Z pentru că e o emisiune foarte interesantă, știi? Conceptul te scoate așa din zona de confort și chiar vreau să știu cu ce lecție importantă ai rămas, pentru că l-ai pe Eugen alături, care te învață așa ca un tată, știi? Tot ce trebuie să știi. Da, să știi că asta am apreciat foarte mult. Uite, te trebuie să menționez asta și pe post. Una din fricile cele mai mari pe care le-am avut după ce s-a terminat generația Z, pe lângă faptul că nu știam exact, pentru că nu a venit imediat, gata, ai terminat emisiunea direct la radio pe o anumită poziție, a fost faptul că nu știam exact dacă o să mă mai bage în seamă sau nu, și m-am mai băgat în seamă și apreciez asta. Și într-adevăr, e acolo mereu cu un sfat și o vorbă bună și apreciez asta.
Pentru că tu ai fost practic sfătuit de oameni și ai avut așa, ai avut un umăr, știi, la care să te duci și să spui exact oful. Și e într-adevăr foarte de apreciat, să știi, pentru că sunt conștient că este un privilegiu, având în vedere că nu reușesc mult să găsească o persoană pe care să se poată baza și să aibă ce învăța. O conexiune, învăța. Știi, și o conexiune, da, exact. Să nu-ți fie rușine să spui că ai greșit și că vrei să afli cum e corect, știi? Da. Ce sfat ai pentru cineva care vrea să devină om de radio, dar nu știe de unde să înceapă, știi? Pentru că tu ai fost ajutat și mă gândesc că e o ocazie, știi, să ajuți o persoană care, poate un ascultător care ne ascultă pe București FM și... Da, cred că pur și simplu ar trebui să... Adică drum pe care l-am făcut eu mi se pare cumva că facilitează parcursul că profesional către radio, tocmai pentru că am terminat o facultate de profil, da? Am terminat facultatea de jurnalism, ceea ce m-a adus aproape de lumea asta. Nu zic că există și alte metode. Cunoaștem și alte persoane care într-adevăr s-au postat foarte mult pe social media și și-au arătat dorința sau poate chiar lucrau la un alt radio și după au fost preluați de radiouri mai mari și așa mai departe. Fiecare cumva are drumul lui. Dacă vreți să aflați mai multe despre presă, despre ceea ce se întâmplă radio, televiziune, cred că facultatea este varianta cea mai bună. Doamnelor și domnilor, acesta a fost Cornel Munteanu. Mulțumesc. Iar dacă veți și aveți gânduri însuietoare și veți să nu... Exact. Și aveți gânduri cu Cornel, puteți să-i dați mesaj în privat. Da. Sau puteți să ne lăsați nou un mesaj și noi îi transmitem. 0741222202. Aștept banii cu Cornel. Să știți că este un om foarte prezentabil, adică să săriți acolo cu mesaje în DM-ul lui. Da, astăzi mi s-a spus că am... energie de bodyguard. Sau de ce mi-ai spus? Parcă așa, na. Garda de corp. Exact. Bodyguard și elev la liceu, în timpul liber. Da, de la față. E ok. Cornel, mulțumim din suflet pentru toate răspunsurile tale. Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am sărbătorit ziua de astăzi. Cât de frumos se poate. Exact, cât de frumos se poate alături de voi, așa că la mulți ani Radio România. Noi te lăsăm cu piesa We Play de la Coldplay și revenim cu Facts. Nativii digitali se dau pe radio în generația Z. Am revenit pe București FM. Voi ați ascultat We Play de la Coldplay și acum o avem alături de noi și pe Daria, care a venit cu rubrica Facts. Haideți să vedem ce mai aflăm astăzi nou, Daria. Bună, dragilor! Într-adevăr am venit cu rubrica Facts, așa ca un cadou de ziua Radio România. Și hai să începem. Cred că am auzit cu toții de Titanic, fie că vorbim de film, fie că vorbim de evenimentul real după care s-a inspirat filmul. Și poate vă întrebați, cred că v-am băgat în ceață, ce treabă are radioul cu Titanicul. Să știi că da, puțin. Ei bine, a fost nevoie să se scufunde o navă, mai exact Titanicul, pentru a normaliza noțiunea de radio peste ocean. Ce înseamnă mai exact asta? În 1912, anul când a avut loc scufundarea Titanicului, a fost impusă utilizarea radioului pe mare. Asta înseamnă că sistemul radio folosit pe navă a salvat vieți. Mie asta mi s-a părut fascinant și, ca să înțelegem mai bine, în timpul scufundării, marinarii au folosit radioul pentru a ajunge la cea mai apropiată navă și pentru a salva pasagerii care erau în pericol. Trebuie să recunoaștem că, dacă vorbim de Titanic, vorbim despre un eveniment tragic. Dar cu toate acestea, cred că radioul a fost cumva eroul acestui eveniment și totodată acest dezastru a avut un rol foarte important în crearea legii radio din anul 1912. Legea prevedea crearea unei frecvențe separate pentru apelurile de urgență și, bineînțeles, prioritizarea acestei frecvențe și, în plus, a fost creat și un serviciu radio 24 de ore din 24 pentru navele care navigau pe mare. Și chiar dacă Titanicul a avut un final tragic, radioul a reușit să evolueze prin prisma acestui eveniment și cumva e ciudat să spunem că dintr-un eveniment așa de trist putem să luăm o parte bună, dar chiar așa e, ca zicalaia, dintr-un pom tăiat pot crește mlădițe noi. Sau privim partea plină a paharului, știi? Sau așa, exact. Dacă tot vorbeam de pahare și de cinstit că exact. Din ziua radioului, chiar, voi ați fost vreodată în Franța, mai exact în Paris? N-am fost niciodată, dar mereu mi-am dorit, știi, rămân cu gândul. Aș merge. Și eu putem să facem o excursie în Franța, chiar ar fi o idee tare. Generația Z merge în Paris.
Dacă ar fi să-mi dați așa un reper care să mă ducă direct cu gândul la orașul iubirii, care ar fi? Mulan Rouge? Mai încearcă. Orice om când aude de Paris se gândește la turnul Eiffel până la urmă, nu? Da, exact, ai dreptate. Am ghicit, am dat varianta câștigătoare. Deși turnul Eiffel, după cum știm toți, a fost creat inițial ca un monument, faimosul reper parizian a fost ulterior folosit ca o antenă radio mare. Primele emisiuni publice din Franța au fost făcute în vârful turnului Eiffel. Și stăteam așa și mă gândeam în timp ce am găsit informațiile astea, cum ar fi să facem și noi emisiunea Generația Z, nu știu, în vârful Arcului de Triumf. Vă dați seama ce super ar fi să fim acolo la înălțime, știi? Să vezi orașul de sus. Exact. Ar fi foarte tare. Eu zic să luăm propunerea asta în calcul. O să punem pe listă și o să punem acolo, știi, în... Wishlist. Exact, în wishlist-ul nostru. Aveți o de înălțime? Rău de tot. Cred că asta ar fi impedimentul, știi, pentru mine să mă urc acolo, dar vă salut de jos. N-am nicio problemă. Pot să stau toată ziua să fac emisiunea acolo, ar fi plăcerea mea. Ok, deci voi cu Eugen, ducem pe Arcul de Triumf și pe tine te sunt în Zoom? Exact, da, eu de jos, știi, eu vă dau perspectiva de la sol, voi de sus. Da. Eu vă întreb cum e viața acolo sus, știi? Da, da, da. De obicei nu prea pot, că am 1,85, dar acum se va putea. Uite, de exemplu, Arcul de Triumf, după 20 de ani de la construcție, risca să fie dărâmat. În schimb, pentru că avea interceptat transmisiuni militare cruciale în timpul primului război mondial, armata i-a văzut valoarea și astfel a supraviețuit până în prezent. Și am fost curioasă să aflu, cu ocazia zilei Radio România, care a fost primul DJ de radio din lume. Numele lui este Louis de Forest, este un american, deși sună puțin franțuzesc așa numele, și este privit ca părintele radiodifuziunii. Și am așa o întrebare pentru voi, având în vedere că asta se întâmpla în 1908. Cum credeți că arăta locul de unde a pus el muzică? Doamne, ce greu ai dat! Da, e... Un garaj, avea studio... Cred că avea un studio improvizat, dar ea... Știți cum înregistrează unii oameni? Artiști mici, am în văzut... Saltele? Da, între saltele? Da, între saltele și cu așa, ceea ce a făcut deasupra. Ei... Ești sunt aproape, aproape ceva modest. Zice. Da, nu, n-ai nicio treabă. Deci, ești pe drumul cel bun, dar... Mulțumesc de încredere. Louis de Forest era în luna de miere în Paris. Ce și, moment oportun. Fiind așa un oportunist, a luat o pauză, a zis, ok, pun luna de miere pe stand-by și s-a urcat în vârful turnului Eiffel pentru a difuza o selecție de muzică. Și astfel, el este practic primul DJ de radio din lume. Ce pot să zic? Noi îi mulțumim că a făcut această alegere și soția lui, nu știi? Adică... Da, eu cred că ea a fost încântată să aud așa din vârful turnului Eiffel, cum îi punea soției muzică. Mâinile sus și am selize. Efectiv, da. Da, cam asta a fost rubrica mea, sper că v-a plăcut. Am aflat mai multe detalii clar despre radio în general, de unde a început, știi, unde am ajuns acum, de avem atât de multă tehnologie exact. Care ne ajută, știi, avem beculețul acesta roșu care ne anunță când începe emisiunea, știi? Voi unde ați mixa? Dacă ați fi DJ, să aveți un loc cum a fost de pe Arcul de Triumf, unde ai mixa? Doamne, deci aș alege exact momentul de la un festival unde a venit Salvatore Ganacci și a mixat de pe un scaun uriaș. Da, da, și se chinuia să urce pe scaun. Exact. Da, dar... eu nu știu, cred că tot așa în vârful unei clădiri, uite, pe Statuia Libertății, ceva. Cam să riscant. Să fiu la înălțime. Da, mi-ți-ar fi frică că o să cazi de acolo? Nu. Mie îmi place la înălțime. Eu aș mixa de pe un butoi uriaș dacă eu să o luăm ca Ganacci, cu chestia lui pe care aș pune chestii uriașe. Vama veche te-i duce? Da. Aș fi primul care se suie la festival pe butoi și nu în vama veche. Și pentru că astăzi am avut facts cu Daria, să știți că avem totuși și discuții cu studenții, pentru că dacă am aflat așa mai multe detalii, suntem curioși să vedem cum privesc ei radioul și viitorul al acestuia. Și așa, ca să furăm startul, să dăm un mic spoiler, dacă ați avea o emisiune de radio, acum faceți parte din Generația Z, categoric, ne auzim aici pe București FM, dar dacă v-ați alege voi o emisiune radio așa pe care o să o faceți de la zero, cum ați denumi eu? Ar fi un talk show și l-aș pune seara ca să țin oamenii ocupați în mașini. Știi că mergi noaptea cu mașina, mergi dintr-un oraș și într-altul. Ești obosit, nu mai poți. Da, și simți că ai nevoie să ține cineva de vorbă. Da. Și se întâmplă să fii singur când faci drumurile astea și aș avea un talk show singur, ar fi un, de fapt ar fi one man show. Și ar fi
cred că Poiana lui Iocan i-aș da. Ca să mă leg puțin și de... Deep. Da. Foarte deep. Doamna dirigintă, fiți mândră. Ascultați-l pe Gabi. Eu, spre exemplu, că îmi place muzica, cred că aș face o emisiune din asta în care aduc artiști la început de drum și, nu știu, aș numi o cântăreț fără pereche, ceva de genul ăsta. Propun să vedem și ce au spus studenții săptămâna asta, voxurile cu ei. Dacă radioul ar avea o super putere, ce ai vrea să fie? Să te pună pe dans, să-ți dea chef de aventură sau să te ajute să adori? Să-mi dea chef de aventură, clar. Cel mai probabil ar fi dansul să mă țină puțin treaz în trafic. Categoric să mă pună pe dans. Da, să mă ajute să dorm, că eu și așa am probleme cu somnul. Imaginează-ți că ai o emisiune de radio. Cum s-ar numi și ce nebunie îi faci în ea ca să atragi ascultătorii? Nu știu cum s-ar numi, mă mai gândesc, dar aș vorbi despre cele mai ciudate subiecte. De dimineață ne simțim bine, cred că asta ar fi, și ca să atrag ascultătorii aș aduce invitați, aș aduce vedete, cântăresc cel mai probabil și aș pune muzică de-a lor. Cel mai probabil aș face ceva din domeniul stand-up-ului. Cred că m-aș gândi la o versiune de TED Talk, doar că variantă de radio. Pe o scară de la îl ador la îl folosesc pe post de alarmă, cât de mult îți place să asculți radioul? Îl ascult de obicei de dimineață, în mașină spre școală. Aș putea să transform de la o scară de la 1 la 10, 7.50. Pe la mijloc, dar îl ascult cât de mult pot când sunt în mașină. Mai aproape de ador, ascult destul de des când sunt în mașină. Crezi că radioul este încă relevant în ziua de azi, în era streamingului și a podcasturilor? Și dacă da, de ce? Nu extrem de relevant cum a fost. Aș spune că este încă relevant, pentru că... Să zicem că ești în mașină, de obicei oricum lumea în mașină ascultă până la urmă și ai nevoie de un sunet de fundal, îți pornești radioul. Cred că este relevant, doar că contează foarte mult segmentul de vârstă. Se pare că tinerii ascultă radio, nu? Da, chiar mă impresionă chestia asta. Cât de des ascultați radio? Ia să vedem. Controlul. Eu îmi pun radio pe drum. Când eram în liceu, îmi puneam și când ajungeam acasă și îmi făceam tenet. Dar acum pe drum îmi pun radio. Nu ascult în mașină, pentru că, ghice, n-am permis. Dar... Încă, da. Se lucrează la acest aspect. Dar, în schimb, îmi pune pe telefon când sunt în metrou, în autobuz, pe stradă, mă plimb și îmi umplu timpul ascult radio. Mie, spre exemplu, îmi place mult mai mult să văd pe YouTube înregistrările de la radio. Pentru că, nu știu, îmi place să văd și vizual, nu doar audio. Să vezi cum sunt îmbrăcați, exact, cum a fost atmosfera din studio în ziua aia. Mai să știți că, uite, eu ascult radio cât se poate, cât îmi permite timpul, dar nu atât de des cât ar trebui, știi? Dar, uite, astăzi, cu ocazia zilei radioului, îi fac o promisiune și promit că o să-l ascult mai des, știi? Voi cât de des ascultați radio? Poți să ne lași mesajul tău la 0741222202 sau dacă vrei să te căsătorești cu Cornel, care este exact încă aici, și așteptă mesajele voastre. Deci dacă vreți să vă depuneți candidatura pentru inima lui Cornel, sunteți binevenite. Iar pentru ca acest număr de telefon să rămână fresh în memoria voastră, ca să puteți da telefoane acolo pentru Cornel sau să-l căutați pe social media în DM-urile lui. Uite ce zâmbește. E, să știți că voi nu-l vedeți, dar noi vedem acolo cum e în spate și râde. E fericit de promovarea de astăzi. Am avut astăzi și facts, am sărbătorit astăzi și ziua radioului, am aflat cât de mult se poate de la un jurnalist care este mult mai expert decât noi până la urmă. Noi vă lăsăm cu piesa Good Luck Babe de la Chapel Roan și săptămâna aceasta o să avem așa un salut mai special. Sunteți pregătiți? Da, eu sunt. Studioul este pregătit? Da, da, da. Încercăm cu forță, da, să le dăm așa o viziune mult mai energică oamenilor care sunt la volan, care ne ascultă de acasă. Ok. 3, 2, 1, bye! Bye! Generația Z. O emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.